ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna octombrie. Domnul președinte, vă rog, prezentați ordinea de zi. Vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Dărmănești, care va avea loc azi, în ziua de 30.10.2019, orele 14, ședințe pe comisie și ora 15, ședința în plen. Supuneți ordinea de zi, cine este? Cine este pentru? Ordinea de zi, pentru aducarea ordinei de zi. Cu 16 voturi a fost adoptată ordinea de zi. Da. Domnul președinte, avem un invitat, domnul Gheorghe. Dacă îmi dați voie să-l prezint, Gheorghe, da. După cum știți, am fost propus să fac parte din Comisia de Administrație a Școlii numărul 3. Am acceptat. Am participat până astăzi la două ședințe și cu regret vă spun că am fost singurul din partea Consiliului Local și al primării. Am înțeles că mai avem ceva colegi, eu nu am înțeles, știu cum avem și alți colegi, care nu au participat nici prima dată, nici a doua. Și după o discuție destul de lungă cu doamna director, cu colegele dânsii și domnul, care cu ocazia asta îl și prezint, domnul Gheorghe Iulian, este profesor la școala numărul 3 și liderul de sindicat, am considerat că la multiple probleme pe care le-au dânsii, ar fi mult mai bine să vină domnul profesor să își expună singur, să expună singur problemele lor de la școala numărul 3, că sunt așa de multe încât și destul de grave, încât consider că mult mai bine le își expune singur această problemă. În urma discuției și indicației mele, domnul profesor și-a depus o cerere. Și a cerut în această cerere o alocuțiune de 10-15 minute maxim să-și prezinte situația. Dacă vă rog, dați voie, domnul Gheorghe Iulian este dânsul. Am fost prezentat, Gheorghe Nicușor Iulian, numai sunt profesor la școala 3. În primul rând vă mulțumesc pentru că m-ați primit. În al doilea rând, astăzi sunt în fața dumneavoastră în calitate de lider de sindicat, sindicatul SIP Județean Bacău, filiala Târgu Ocna, și reprezint 11 membri de sindicat navetiști din cadrul școlii gimnaziale numărul 3 Dărmănești. De ce reprezint? Pentru că până acum, din decembrie inclusiv, nu am mai beneficiat de banii care reprezintă decontarea navetei cadrelor didactice, stipulați, zicem noi, printr-o lege, deși școala gimnazială numărul 3 a depus absolut toate hârtiile la serviciul contabilitate, conform legii și în termenul legal. Sunt convins că sunt probleme financiare peste tot, cum se vede în toată țara, dar bănuiesc că poate, dacă mă ascultați cei minute și dacă mă lăsați să depășesc în memorie la această ședință, veți găsi o soluție să ne ajutați și pe noi. Și nu numai pe noi, practic pe toți navetiști din județ, din orașul Dărmănești, care nu beneficiază de acești bani. Aș vrea, pentru că timpul nu este lung și mare, să vă spun că este o ordonanță numărul 569 din 2015, în care sunt prevăzute niște norme de aplicare a unei alte ordonații de urgență, 83 din 2014, privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice. Acolo, în prima ordonanță pe care am spus-o, este stipulat clar că autoritățile locale au obligația cuprinderii în bugetul local, la articolul 2 chiar, o să găsiți în materialul pe care predau, au obligația de a cuprinde în bugetul local asumerea destinate de contări cheltuielor pentru navetă, lași de la locul de muncă, către care didactice de învățământul de stat, special și așa mai departe. De asemenea, este un articol 105 din legea 1/2011, legea Educației Naționale, în care este prevăzut faptul că finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrative teritoriale care aparțin unităților de învățământ pe universitate și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. Practic, această lege spune că, dacă, așa înțeleg eu și, deși nu sunt jurist, zic că înțeleg bine, dacă bugetul local nu are bani, se poate alimenta acel buget sau se pot lua banii din taxa pe valoare adăugată, defalcare din taxa pe valoare adăugată. Nu vrem să împovărăm bugetul local al orașului Dărmănești. Noi n-am putut să fim navetiști. Noi am participat la un concurs național, am luat un post de pe o listă, în funcție de media pe care am obținut-o la concursul de titularizare, și unii dintre noi am ajuns să facem navetă la locul de muncă.
Notele fundamentale a ordonanței, pe care de asemenea au venit cu notele fundamentale vorbesc, a ordonanței a hotelului 1569, este stipulat exact acest lucru. Nu dorim neapărat să fim napetiți, nu vrem să ovărăm bugetele, dar trebuie să ne primim acest bani care se cuvin conform vechi. Ca ultimă idee, în Iași, în Dodge, în Galați, există sentințe definitive și irevocabile prin care primăriile sunt obligate să plătească acești bani. Nu vă ascund faptul că sindicatul pe care îl reprezint a înțeles să ne sprijine, ne-a oferit consultanță juridică de specialitate, avem un dosar pregătit pentru a fi depus în instanță. Eu am zis că este corect și ok și că vrei să mai încercăm și o astfel de discuție cu dumneavoastră, cei care conduceți acest oraș. Am depus două memorii până acum, la care nu am primit niciun răspuns. Am un număr 22402 din 12-12-2018. N-am avut niciun răspuns la el. Un alt memoriu la care nu am un număr depus în luna iunie, la care iar nu am primit răspuns. Și o întâlnire pe care am avut-o noi, doamna președinta sindicatului, eu și doamna vicepreședinte, cu domnul viceprimar. În urma toate astea, n-am avut încă o rezoluție clară. Ni se vor da, nu se vor da. Cu siguranță acceptăm chiar și o plată în tranșe acestor bani. Vă pot spune că avem colegi care vin de la Bacău, care ar trebui să încaseze pe lună vreo 250 de lei la vede. Este greu, este destul de costisitor pentru toți. Acestea fiind zise, dacă îmi permite să depun ce am de depus și să mă retrag și... Domnul profesor, da. Nu ați spus nimic despre problemele dumneavoastră de școală. Adică da. Trebuie urgent o magazie de lemne și cred eu că nu e un efort extraordinar de mare, că aia se poate face cu oameni de-ai noștri din primărie, din cadrul primăriei, că nu au unde să-și depoziteze niște lemne. Acum, paradoxul este că avem posibilitatea de a primi lemne, dar nu avem unde să le depozităm. Da. La școala 1 nu se pot depozita, magazia este mică, dacă stau afară, au dispărut cu secunda 1. Doamna director a considerat că ar fi o soluție, o magazie din plasă de Buzău cu stâlp și eventual acoperită cu ceva, unde să punem lemnele respective, numai bine să și usucă și nici nu există pericol de a se dărâma peste copii. Acum, asta era... Da, eu am avut o discuție cu doamna director de speța asta, la mine și am discutat, da? Eventual, ne poate să fac o chestie scrisă, vedem magazia aia ce înseamnă, fără niciun fel. Da? Și altă problemă care era, dar între timp și aceasta îmi pare că este în curs de rezolvare, asigurarea partei cadrelor didactice și urma lor și a elevilor. Și am văzut că, într-adevăr, mașina poliției locale... Da, legat de asigurarea bazei, eu am dispus acolo permanent să facă și poliția locală și poliția națională. Cred că s-au intensificat aceste la ora de schimb. Așa am convenit cu doamna director, așa am convenit la orele... Și cred că dacă ar putea să facă efortul de a merge și la școala 1, acolo este chiar mai grav decât la noi. Da, și acolo. Atunci, ca asta și asta este rezolvat. Cu ce ne mai confruntăm, nu știu dacă este neapărat, dacă ține de posibilitățile noastre de conducere, elevii primesc niște adeverințe medicale, scutiri medicale, care nu au nicio legătură cu realitatea. Înțeleg că aici este vorba probabil de consilii medicilor sau mai știu de ce. Da, aș vrea să-mi facă doamna director cutie scrisă, pentru că și noi am probleme de genul ăsta, adică foarte mulți beneficiari de ajutor social ne-au pus scutire de la anumiți medici. Exact. Și ne-am adresat acelor medici înscris, după solicitarea noastră s-au lărit considerabil. Eu am să transmit doamnei director și cu siguranță ne vom conforma, mai ales că este în avantajul nostru. Sigur, fără probleme. Bine. Astea la secretariat? La secretariat, okay. Până de registrare. Pec, da? Vă zic bună seara. Mulțumesc. Intrăm pe fondul ședinței, domnul președinte, vă rog, primul punct pe ordinea de zi. Primul punct pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 25.09.2019. Sunt probleme discuții? Dacă nu, supunem la aprobare. Cine este pentru? Procesul verbal. În unanimitate, procesul verbal a fost adoptat. Vă abțineți? Da. 15 voturi pentru și o abținere. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Florian Neculae din partea Partidului Social Democrat. Avizează Comisia Juridică, Comisia Bugete de Finanțe și Comisia de Urbanism. Da. Domnul primar.
Da, știți că a fost înregistrată demisia domnului Păgurariu, da? Următorul pe lista Partidului Social Democrat și-a dat demisia următorii, da? Și am primit adresă din partea Partidului Social Democrat pentru validarea domnului Florin Nicolae. Aici Florian. Da? Florian Nicolae. Doamna secretar, comisia de validare, da? Deci două minute, așteptăm comisia de validare să verifice dosarul domnului. Da? Comisia de validare s-a înscris. Domnul Florian Nectare a fost validat. Îndeplinește condițiile legale pentru validare. Domnul Florian Bologonescu, te invităm cu cerere. Subsemnatul Florian Neculae, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Dărmănești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, codul administrativ, depun în fața Consiliului Local Dărmănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și pricepere mea pentru binele locuitorilor orașului Dărmănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mandatului de consilier local. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Florian Neculae din partea Partidului Social Democrat a fost adoptat. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2019, avizează Comisia Juridică, Comisia Buget Finanțe și Comisia de Urbanism. Domnule primar, doamna contabil șef este la ADR Nord-Est pentru a depune o cerere de finanțare pe locuri. Am să vă prezint eu. Este vorba de rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa A, pe anul 2019, de 234.000 de lei. Este vorba de o rectificare pozitivă, care provine în mare, sumele de bani provin din impozitul și taxa pe persoane juridice la clădiri și la teren. La teren avem o influență pozitivă de 105.000 lei, la clădiri persoane juridice 25.300 lei. Sigur că alte venituri au venit de la capitolul 320.530. Pe concesiuni și închiriere avem o influență pozitivă de 103.4. Cele patru poziții însemnând 234.000 lei. Am să vă prezint și în mare cum sunt propuși a fi cheltuiți acești bani. Avem la capitolul 6602 un plus de 50.000 de lei, exact ce discutam mai devreme pe comisii pe componenta medicală. La salubritate avem o influență de 98.000 lei, însemnând plata gunoiului aferent lunii septembrie. Și la capitolul străzi o influență de 70.000 lei. Sigur că în cei 70 sunt și centrala pe care noi trebuie să o înlocuim. S-a stricat pe centrala și trebuie neapărat să cumpărăm o centrală. Deci, în principiu, influența aia de 234.000 lei este prinsă pe componenta de cheltuială, așa cum am spus, 50 pe partea de medical, 98 pentru plata gunoiului și diferența pentru
a achiziționa o centrală și ce mai avem aici. Dacă aveți întrebări, vă rog. Vă rog. Posibil întrebare aș avea. Dacă ne puteți spune procentul de clasare la bugetul local până la această perioadă? Sigur vă spun. La momentul de față, gradul de încasare este undeva spre 65%. N-am ținut cont când am spus cei 65% de gradul de încasare cumulat, care reprezintă și rămășițele din anii anteriori. Pentru anul în curs, 65% din ce am prognozat noi, am reușit să încasăm. Sigur că este puțin în acest moment, dar până la sfârșitul anului sper să ne ducem undeva spre 70-75% grad de încasare. Repet, avem și rămășițele din anii anteriori, care dacă le-am cumulat, ar însemna per total un grad de încasare spre 45%. Dacă mai aveți întrebări? Aici aveți la lucrările de lucrurile, la Gabriel, reparații, deci capitale, intrețiune, sistemul de aer și străzile, așa, și rada buținului și pot peste lucrurile. Deci dacă vă uitați acolo, sunt niște lucrări executate. Da, deci sunt lucrări executate. Da. Este vorba de strada Buciului, care a fost asfaltată, și podul peste Troduș, da? La zona Sabău, care sigur a fost reabilitată. Da. Deci sunt lucrări executate. Uitați-vă și la gradul de execuție. Vedeți că e pe zero. Acolo nu este finanțat. Pe trimestru. Pe trimestru. Dacă vă uitați la trimestru. Mai sunt întrebări? Da, nu mai aveți întrebări. Mai aveți? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Puteți vota. Dumneavoastră puteți vota de acum. Cum votați? Da. Sigur, da, puteți valida. Puteți valida. Puteți valida. Da. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2019 a fost adoptat. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre pentru anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al OAT de oraș Dărmănești, avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și Urbanism. Da. Voi prezenta tot eu acest proiect de hotărâre. Este vorba de Ordonanța 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Această ordonanță produce efecte până pe data de 15 decembrie 2019 și, în principiu, constă în următoarele. Toate persoanele fizice sau juridice care au datorii față de bugetele locale, până la data de 31 decembrie 2018, dacă își achită debitul, sunt scutite de majorări și de penalități. Am făcut o analiză la nivel de oraș Dărmănești și de această ordonanță ar putea beneficia 2428 de persoane fizice care au accesorii în valoare de 867.931,92 lei. Deci peste 2400 de persoane. Unele au sume mai mari, altele au sume mai mici, totalizând peste 867.000 de lei. În baza acestei hotărâri pe care noi o propunem, având la bază Ordonanța 6/2019, sunt scutite de plata acestor penalități. Sigur că, dacă vă uitați la articolul 2, vedeți că este și o procedură, noi supunem aprobării și o procedură de acordare a facilităților fiscale și sigur că cei care sunt interesați, imediat după ce această hotărâre va fi aprobată, trebuie să vină și să depună niște documente la primărie și cu siguranță vor fi scutiți de acele penalități accesorii. Vreau să vă spun că sunt persoane fizice la care, câteva exemple, accesoriile ajung la 15.000 de lei. Adică, acești oameni nu și-au plătit taxele și impozitele timp de mai mulți ani, majorările sunt foarte mari și atunci, de exemplu, au de plătit debitul 35 sau 3.000 de lei sau 4.000 de lei, da? Și dobânzi și majorări de 150 de milioane de lei, da? De 15.000 de lei. Sigur că această ordonanță vine și spune, dacă te duci și îți plătești cei 3.000 de lei cât e baza, statul te scutește de accesoriile de cât dai. Deci spuneam că cele mai mari accesorii sunt undeva la persoane fizice 14-15.000 de lei pe persoană. Așa totalizăm cei 867.000. La persoane juridice, ordonanța
se adresează și persoanelor juridice și hotărârea pe, de Consiliu pe care noi o propunem spre aprobare, sigur că răspunde și solicitării persoanelor juridice. La Dărmănești avem 149 de firme care se încadrează la această ordonanță, totalizând 1.590.645,88 lei. Adică mai mult de 15 miliarde ar vechi, ar beneficia persoanele juridice. Deci cele 15 miliarde și cu 8 miliarde și ceva, 23, 24, 2.400.000 de lei pe care, sigur, noi îi scutim în baza ordonanței 6, în condițiile în care își plătesc debitele, care ar însemna și debitele alea vreun milion de lei. Rugămintea mea, pentru că mă gândesc că cei interesați ne urmăresc, imediat, începând de mâine, persoanele care știu că au probleme de acest gen, că au multe accesorii de plată și doresc să beneficieze de această hotărâre de Consiliu, începând de mâine să vină la primărie, la serviciu economic, să depună solicitare așa cum este prevăzut în ordonanța 6 și în această hotărâre de Consiliu și cu siguranță până la 15 decembrie pot fi depuse aceste cereri, vor fi scutiți de plata accesoriilor. Dacă sunt probleme. Condiția este să fie achitată integral, deci, suma plătită. Integral trebuie plătit debitul, deci nu se distrugă. Nu. Debitul pe care îl au de plată trebuie plătit integral, plus cheltuielile aferente anului 2019. Adică vorbeam la 31 decembrie 2018, dau un exemplu, o persoană avea de plată 100.000 de lei, da, la primărie, din care 40 sau 50.000 de lei erau accesorii. Deci din 100.000 de lei, 50.000 reprezintă debitul, baza, și 50.000 accesoriile. El trebuie să-și plătească cele 50.000 care reprezintă debitul, iar datoriile aferente anului 2019 la fel trebuie să fie plătite și sigur că noi îl scutim de accesoriile alea la alte 50.000 de lei aferente, da? Dar cei interesați vin la primărie și sigur colegii mei vor acorda tot sprijinul. Da. O să fie o problemă. Cei care sunt buni platnici și nu și-au plătit din primul trimestru sau semestru, ăștia plătesc accesoriile alea. Cei care sunt rău platnici, un platnic nu are penalități, nu are accesorii. Un platnic, în sensul, fratele, nu și-a întârziat o lună cu banii, mă, doar știți că sunt firme care au încasat milioane de euro. Este o facilitate, da. Au sume importante către bugetul local. Este o facilitate, da. Nu e o problemă care o putem reglementa noi, asta e venită, dar mă gândesc, era ok dacă în momentul când s-au gândit, e o binevenită. Mai bine, mai puțin decât deloc. Dar era ok să te gândești la toate vremurile, la cei care nu greșesc așa cu ani, să păiemuieți. Sau să nu iau un exemplu, să spună, păi dacă ăia am așa, stau și eu până la anul, că se mai și devalorizează puțin banii, și atunci la anul nu mai plătesc nimic și plătesc numai banii aia și până atunci eu îi ruleți, banii aia îi folosesc. Deci e o interpretare care vreau să dau. Cei care vor să beneficieze și sunt în situația ordonanței 6 pot veni la primărie, așa cum am spus, și să-și depună documentele și să beneficieze. Altcineva, dacă mai sunt. Domnul Valaș, vă rog. Dacă va trece acest proiect de hotărâre, prin personalul de specialitate, eu cred că ar fi bine să aducem la cunoștință persoanelor avizate, pentru că mulți poate nu se uită la această emisiune și poate vor spune ceva ușurile. Începând de mâine, noi am făcut un program și vom anunța persoanele care sunt direct interesate. Nu știu dacă vom reuși să ajungem la 2.428 de persoane fizice și 149 de firme. Dar pe toate canalele, până pe data de 15 decembrie, vom afișa și la primărie și pe site-ul primăriei, vom trimite și la... Da? Dumneavoastră, în calitate de consilier, puteți să anunțați în zona în care vă desfășurați activitatea. Cei interesați pot veni și să se informeze și, bineînțeles, să și depună documentele pentru a fi beneficiari. E foarte complicat și foarte mulți nu sunt acasă. E foarte greu și nu știu ce. Mai degrabă mergem la fiecare acasă și... Dacă mai aveți întrebări... Și domnul Roman. Nu. Te înscrii, nu? Domnul Roman. Deci cetățenii să înțeleagă că dacă până la 15 decembrie nu depun aceste solicitări, legea se aplică până la 15 decembrie.
Hotărârea noastră, da. Care o dăm la Fisbor. Este vorba de hotărârea Consiliul Local. Consiliul Local, care are la bază ordonanța Guvernului. Adică noi puteam să dăm termen până peste vreo 5-6 ani, dar nu stăteam cu picioare, pentru că ordonanța Guvernului spune clar 15 decembrie. Facem propaganda necesară. Până pe 15 decembrie, dar n-ar fi recomandat ca pe 15 decembrie să vină. E ultima zi și fiecare să vină înainte, din cei care sunt interesați. Dacă mai sunt întrebări, supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local aluate orașul Târmănești, a fost adoptat. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind finanțarea proiectului Salvăm Vieți învingând cancerul. Avizează Comisia Juridică, Comisia Buget Finanțe și Comisia de Urbanism. Domnule primar, aveți. Da, este un proiect la care personal m-am implicat. Sigur că alături de mine am invitat-o și pe doamna consilier Pop, în calitate de medic. În principiu, acest proiect vizează, așa cum este și titlul, Salvăm Vieți Învingând Cancerul, persoanele din orașul Dărmănești care sunt potențiali beneficiari ai acestui proiect și care, sigur că în urma acestui screening pe care noi îl propunem, vor fi trase niște concluzii dacă sunt sau nu cu probleme. Ce vrem să facem mai concret? Am alocat prin bugetele anilor anteriori sume considerabile pentru asfaltări, pentru tot felul de lucrări de infrastructură. Mai puțin ne-am adresat populației și mă refer aici la acea parte a populației care are probleme de sănătate. În urma discuțiilor avute cu specialiști din domeniul medicinii și cu medicii de pe raza orașului Dărmănești și nu numai, am constatat că există în zona noastră o incidență destul de ridicată a diferitelor tipuri de cancere și am în special aici cancerul de sân, cancerul de prostată, cancerul colorectal. Și am propus prin acest proiect alocarea unor resurse financiare, mai exact 50.000 de lei, pentru a face niște teste de screening. Am transmis solicitări către mai multe clinici de specialitate pentru a ne transmite niște oferte de preț vis-a-vis de ceea ce vrem noi să facem. Pentru că anul 2019 noi am deschis Centrul Medical de la Dărmănești, în cartierul Dărmăneasca, unde avem mai mulți medici acolo care, sigur, desfășoară act medical. Am propus ca să încheiem un parteneriat între Primăria orașului Dărmănești ca și finanțator, Centrul Medical de la Dărmănești și Spitalul Municipal de Urgență Măinești, spital care ne-a și transmis o ofertă de preț cea mai bună, cea mai avantajoasă. Practic, ne-am stabilit ca și țintă două tipuri de cancer, investigarea la două tipuri de cancer și mă refer aici la cancerul colorectal și la cancerul de sân. Și în proiectul de hotărâre pe care l-am adus astăzi în fața dumneavoastră, am, dincolo de contribuția financiară 50.000 de lei, am stabilit, am propus și un regulament de implementare. Persoanele care beneficiază trebuie să îndeplinească niște condiții minimale, am spus noi. În primul rând să fie cetățeni ai orașului Dărmănești, în al doilea rând să aibă vârsta pe care noi am prins-o și mă refer la cancerul colorectal peste 50 de ani și la cancerul de sân peste 25 de ani și să aibă un bilet de trimitere de la medicul de familie. Cele trei lucruri vor, cu cele trei lucruri se va prezenta la Centrul Medical de la Dărmănești, începând cu data de 11 noiembrie, pare-mi-se. Acolo un specialist din cadrul Centrului Medical în speță, doamna doctor Pop, dacă este acolo, dar nu numai, va prelua acele documente și va emite un voucher. Voucherul este în funcție de tipul de cancer, un tip de voucher pentru colorectal și un tip de voucher pentru cancerul de sân. Pe acel voucher, voucherul este înseriat, are un număr de ordine și așa mai departe, se va trece numele
beneficiarului de voucher și data când este programat la investigație. Investigația va fi făcută la Centrul Medical de la Dărmăneasca, unde vor veni specialiști din cadrul Spitalului Municipal de Urgență, Moinești, și sigur că investigațiile pe care le vor face acolo țin de specialiști și în urma acestor investigații vor primi beneficiarii și un rezultat, dacă sunt, Doamne ferește, pozitiv sau nu. Este un prim pas pe care noi îl facem, este un proiect pilot pe care vrem să-l implementăm la Dărmănești și dacă vom obține rezultate în sensul de a vedea eficiența acestor teste de screening, vom continua și anul viitor. Proiectul vizează în mod deosebit acele persoane care nu își permit, nu au asigurare medicală și nu își permit să-și facă în mod normal aceste teste de screening. Mai mult decât atât, sunt oameni care nu au resurse financiare să se deplaseze într-un centru medical mai dezvoltat și de cele mai multe ori atunci când se constată că au o problemă serioasă, este prea târziu. Dacă aveți întrebări, vă rog. Să vin la centru medical, marțea de la ora 10 la 12 și în restul zilelor de la 16 la 18. Acolo vor primi voucherele pe care vor. Se va scrie ora și data programării atunci când ei se vor deplasa la centru pentru investigații. Evaluările screening, deci sunt niște evaluări screening însemnând de depistare precoce, în stadiile inițiale ale tumorilor, când ele sunt uneori asimptomatice, care nu neapărat să da manifestări, care să anunțe pacientul că îl doare sau ceva de genul. Dar ele, după aceste evaluări, pacienții vor fi îndrumați de către noi, inclusiv cei asigurați și cei neasigurați, ce vor avea de făcut. Sunt în asentiment acest și susțin din toate puterile mele acest proiect, pentru că sunt foarte multe tinere care au nevoie de asta, nu au resurse financiare și au nevoie de astfel de investigații. Deci programul va fi de la 16 la 18 sau de la 14 la 16? Da, programul. Asta am vrut să specific pentru că aici e puțin greșit. Da, e puțin greșit. Luni, miercuri, joi, vineri, 14-16 și marți 12-14. Da. E bine că se televizează. Păi tocmai de asta am vrut să menționez. Da, eu ar vrea să mai fac următoarea precizare. După ce va fi aprobat proiectul de hotărâre, în cursul săptămânii viitoare, cred că, voi avea un întâlnire cu medicii de familie și vom prezenta exact tot parcursul, vom avea niște afișe de informare și, sigur, toți cei care sunt interesați se vor prezenta la medicul de familie. Dacă nu mai sunt întrebări, vă rog. Vă rog. Să înțeleg că singurul spital în care se pot face acele investigații este Spitalul Moinești. Nu, ați înțeles greșit. Acele investigații se fac la Centrul Medical de la Dărmănești, da? Și eu am spus că Spitalul Municipal de Urgență Moinești ne-a trimis cea mai bună ofertă. Cea mai bună ofertă pentru screening-ul ăsta. Ca și prețul, da? Sigur că se pot investigațiile face oriunde și la... E vorba de șan, nu? E vorba de bani. Deci pe noi ne-a interesat să avem cel mai competitiv preț pe fiecare investigație, în așa fel încât de 50.000 de lei să investigăm cât mai multe persoane. Și oferta pe care ne-a trimis-o Spitalul Municipal e undeva 200 de lei. Înseamnă că peste 250 de persoane vor beneficia de acest crim. De lei de persoane, nu? Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind finanțarea proiectului Salvăm vieți învingând cancerul a fost adoptat.
Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Centrul de Zi Dărmănești, avizează Comisia Juridică, Comisia Buget Finanțe și Comisia de Urbanism. Domnule primar, da, sigur, Centrul de Zi Dărmănești, Asociația Centrul de Zi Dărmănești, a făcut o solicitare scrisă prin care ne solicită să acordăm un sprijin financiar pentru plata utilităților. Noi și în cursul anului 2018 am avut o hotărâre de Consiliu prin care alocam 1000 de lei lunar pentru plata utilităților. Și aici vorbim de gaz și de curent. Fiecare dintre noastre, cred că cunoaște activitatea Asociației Centrului de Zi Dărmănești. Este o asociație care se ocupă de copiii cu, să zic, probleme financiare și nu numai. Un număr destul de însemnat de copii zilnic sunt prezenți în acest centru și această asociație a avut și încă mai are susținere financiară de la un ONG din Anglia. Cred că este un gest minimal de sprijin financiar și, așa cum spuneam, din acești bani se vor plăti utilitățile aferente. Dacă aveți întrebări, supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociația Centrul de Zi Dărmănești a fost adoptat. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești. Avizează Comisia Juridică. Domnul primar, da. Este vorba de ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, prin care a fost aprobat codul administrativ, care prevede câteva elemente de noutate privind funcția de secretar al orașului și după nou cod administrativ termenul este de secretar general al unității administrativ-teritoriale și de asemenea se face trimitere la funcțiile publice de execuție a celor din cadrul compartimentului de achiziții. Deci nu vom mai folosi termenul de inspector, ci consilier achiziții publice. Pentru a putea, respecta OUG 57, noi trebuie să aprobăm structura organizatorică și la poziția de secretar vom avea secretar general al unității administrativ-teritoriale, da? Prin transformarea funcției publice generale de secretar al unității administrativ-teritoriale în secretar general al unității administrativ-teritoriale. Și sigur că doamna secretar va fi reîncadrată pe funcția publică de conducere specifică secretarului general al unității administrativ-teritoriale cu menținerea drepturilor salariale dinainte. Adică s-a modificat titulatura, dar drepturile salariale rămân la fel. Iar la articolul 4, exact ce vă spuneam, se stabilesc funcțiile publice de execuție de consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate prin schimbarea funcției publice de execuție de inspector. Altceva nu apar niciun fel de modificări, dar cele două poziții trebuie specificate așa cum prevede codul administrativ și sigur supuse aprobării Consiliului Local. Dacă aveți întrebări? Sunt întrebări? Supuneți. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești a fost adoptat. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea traseelor microbuzelor școlare pentru transportul elevilor de pe raza administrativă teritorială a orașului Dărmănești. Avizează Comisia Urbanism și Juridică. Da. Domnule primar. Sigur că în cadrul activităților de transport a elevilor de la școală și spre școală,
Noi avem două microbuze. Un microbuz este în subordinea Consiliului Local, celălalt microbuz este la Liceul Tehnologic. În fiecare an, de comun acord cu doamna director de la Liceul Tehnologic din Bărmănești, se întocmește anexa 1 pe care o aveți la mapă, în așa fel încât să reușim să acoperim cu cele două microbuze cât mai mult posibil. La acest moment nu reușim să acoperim integral transportul elevilor și am avut solicitări din zona Brătuleștiului, partea de sus, chiar și de la Păgubeni și de la Lapoș și de la Plopu, dar cele două microbuze am încercat, nu stau absolut deloc, am încercat să le facem program în așa fel încât să ajungă copiii la timp la școală și să nu stea după ce au terminat cursurile, să nu stea prin fața școlii, să fie rapid duși spre casă. Sigur că noi am mai făcut solicitări și pentru a primi și alte microbuze. La acest moment nu avem un răspuns favorabil vis-a-vis de solicitarea noastră, dar ceea ce s-a putut face cu cele două microbuze, vă spun că se regăsește în anexa 1 și zilnic, vedeți că am și scris, microbuzul primăriei face 94 de kilometri, vorbim de acel microbuz mare zilnic, și microbuzul liceului 88 de kilometri zilnic. Deci trebuie să ne încadrăm și în niște reguli vis-a-vis de transportul elevilor, de viteză și așa mai departe. Dacă aveți întrebări? Sunt întrebări? Să o punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Împotrivă? Nu. Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind stabilirea traseilor microbuzelor școlare a fost adoptat. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 49 din 2506-2019 privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Dărmănești, a bunurilor rezultate în urma implementării investiției. Extindere infrastructură, rețea distribuție apă în orașele Buzău și Moinești, extindere infrastructură, canalizare în orașul Dărmănești și darea în administrare și exploatarea SCA Crab SA, conform contractului de delegare. Avizează Comisia Juridică. Domnule primar, da, în data de 25 iunie 2019, Consiliul Local a aprobat hotărârea numărul 49, prin care includeam în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public proiectul extinderea infrastructură, rețea, distribuție, apă, în ce a spus domnul consilier. Mai exact, e vorba de canalizare, stație și ce avem noi aici. Sigur că la articolul 2 atunci ne-am spus că aprobăm darea în administrare către compania regională de apă, da, a obiectivului extinderea infrastructurii rețelei de apă în orașele Buhuș, Moinești și extindere la Dărmănești. Lista bunurilor pe care noi le-am dat în administrare făcea parte din anexa 2 și săptămâna trecută am primit o adresă de la Compania Regională de Apă Bacău, prin care ni se solicita să supunem spre aprobare în prima ședință a Consiliului Local completarea hotărârii 49 prin care noi am dat în administrare infrastructura de canalizare cu următorul conținut. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să semneze în numele și pe seama orașului Dărmănești un act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare pentru modificarea corespunzătoare a anexei 4. Deci, odată introduse aceste bunuri în domeniul public, în iunie, le-am dat în administrare CRAB-ului și acum CRAB-ul sigur solicită să le dăm mandat celor de la ADIP să semneze numele nostru ceea ce am spus eu. Deci cam despre asta este vorba. Dacă sunt întrebări. Domnul Petri. Cred că ar trebui, domnul primar, să facem toate demersurile pentru etapa a doua de analizare în corpul școlului. Pe anul, deci, într-o discuție anterioară, noi am discutat de etapa 2 pe POIM și sigur că sunt prinse și aceste
cartiere. Vorbesc și de Sălături și de... Dar aici, concret, dacă aveți ceva de... Da. Nu, nimic. Dacă îmi găsi o formulă prin care Crab Bacău să investească ceva în rețeaua de apă la Dărmănești, să nu mai fie atât de multe probleme. Am mai spus eu într-o ședință că la anumite intervenții, când sunt avarii pe rețea, care este făcută total la mapă, că nu e, părerea mea este că nu e făcută în regulă. Deci sunt atât de multe avarii și în momentul când e o avarie, jumătate sau trei sferturi din localitate este paralizată. După avarie vine nămol. Da. Pe robinet. Vă spun că am vrut să filmez, să mă duc, dar filmarea poate să fie și făcută, să zic. Nu pot să duc și dovedesc. Da. Dar aș putea, nu știu, să chem pe cineva de la ei, să vadă când după o avarie, nu tot timpul, dar la multe avarii, curge mai mult. Se blochează udele astea pe-n casă, centrala, mașina de spălat, robinetul, da, se înfundă. Nu e în regulă, ar trebui să și investească. Noi tot le dăm în administrare cu titlul gratuit, anumite investiții făcute de primărie, de UAT, dar nu primim înapoi decât facturile. Pă, apă care o primim, care e șase de la noi, și nu mai repet povestea aia că eram scutiți de apă, de plata apei la Dărmănești, așa era atunci când se făcea baraj. Așa era promisiunea. Și au fost și hârtii semnate cu cetățeni. Dar au fost, la un moment dat, s-a lăsat o hârtie la un cetățean, după care a luat-o cineva și hârtia aia. Deci ce vă spun, am auzit și eu, mai poate și prin chiar că la mine, pe vecine a fost hârtia aia. Eu vreau să tot dau un răspuns. Deci trebuie să găsim o formulă, să-i forțăm să vină să investească. Noi am avut o solicitare în primăvară legat de, exact ce spuneți dumneavoastră, care este planul de investiție a Crabului în rețeaua de apă de la Dărmănești. Și și am identificat câteva puncte vulnerabile la Dărmănești, împreună cu cei de la Crabului din zona respectivă. Am făcut și o estimare. Vreau să vă spun că în urma acestor analize pe care le-am trimis conducerii Crabului, dumnealor și-au manifestat, să zic așa, deschidere de a participa cu 0 lei la investiții. Da. Și ne-au spus că au o problemă destul de serioasă vis-a-vis de, eu știu, eficientizarea activității Crabului. Deci nu știți că au fost și acele grede de la, de la Crab cu angajații că nu avem ce să plătească. Dar până la urmă, dacă noi reușim să găsim resursa financiară, să investim în conducte și așa mai departe, ne asigură câțiva specialiști ca să ne spună ce trebuie să facem. Deci am toată documentația, vă pun la îndemână, să vedeți corespondența pe care ne-am făcut-o. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun că am avut destule solicitări din partea cetățenilor vis-a-vis de calitatea lucrărilor de canalizare. Ați văzut că pe strada Energie, în special, sunt câteva capace de canalizare rupte total. Noi suntem, am fost în perioada de notificare a defectelor, adică s-a terminat lucrarea de canalizare și a avut o perioadă în care primăria putea să notifice defectele. Am făcut aceste notificări de 5-6 ori, de 10 ori, toate problemele care le-am găsit noi de canalizare și nici la acest moment compania de apă Bacău n-a reușit să găsească un constructor care să vină și să remedieze aceste defecte. S-a scos de 2 ori la licitație accesând fondul de garanție a constructorului, da? S-a scos de 2 ori la licitație lucrările respective, nu s-a înscris nimeni, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Cert este că la acest moment ați văzut acele canale care sunt rupte pe strada principală și care trebuie să fie făcute de către compania de apă, accesând garanțiile constructorului. Nu s-a întâmplat nimic. Chiar ieri am avut o discuție cu doamna director, pentru că începând de săptămâna viitoare, noi vom aștepta un covor de asfalt pe strada Energiei de la Biserica de Piatră la Deal și în planul nostru trebuiau aceste lucrări finalizate de cealaltă de revoluție. Toată vara am așteptat să... și am făcut discuții permanente. M-a spus ultima discuție, a fost ieri cu doamna director, nu au o soluție la momentul ăsta, la licitație nu s-a prezentat nimeni și să vedem ce... Iar vis-a-vis de un posibil plan de investiție a Crabului în rețeaua de apă la Dărmănești, ne-au comunicat foarte clar că nu au resurse financiare. E adevărat ce spuneți dumneavoastră că gestionează și administrează rețeaua de apă și încasează acei bani, dar tot ce ține de modernizare și de, eu știu, lucrări de refacere, e treaba noastră. Anul trecut am lucrat
și am cheltuit destul de mulți bani din bugetul local pentru refacerea rețelelor de apă și am lucrat în triaj, în cartierul Triaj și nu numai, pentru că acea conductă era la adâncime mică și de fiecare dată când în ianuarie sau decembrie erau geluri mai mari, rămâneau fără apă oameni. Deci am schimbat pe banii noștri conductele respective, am coborât, am făcut acele brașamente, am avut sprijin din partea lor cu specialiști, da? Deci au venit, am ce-am făcut noi acolo, dar în rest pe banii noștri. Și cred că dacă vom identifica resurse, ca să spun mai devreme, profesorii de la școală, navetiștii vor bani pentru navetă, ceilalți vor pentru nu știu ce, dacă reușim să identificăm, noi în fiecare an am pregătit niște bani acolo și am... Dați-mi voie să revin cu o propunere. Să ne luăm rețeaua de apă înapoi. Dacă tot identificăm resurse, să ne facem singuri propria noastră rețea de alimentare cu apă, ca să nu ne mai plătim la cramă. Și atunci este problema noastră să ne întreținem rețeaua de apă. Știți că am mai făcut niște discuții legate de... Știți că a venit un control acum de la Bacău, ne-ai controlează toate alea? Da. Sunt de acord. Dar, de exemplu, eu am făcut căminul ăla pentru apomere. Nu mi-au dat voie să-l duc până la poartă. Trebuie să-l dați la 300 de metri de poartă. Acum, ăla avea un capac cumpărat, așa, cu niște șurubele. Ei n-au avut cu ce să desfacă. L-au smuls pur și simplu, l-au rupt capacul. Și am reușit într-o zi, chiar când a venit cineva șef de pe la Crabă, nu, uitați care e problema. Sunt de acord să umblați, că trebuie să verificați. Nu am nicio problemă, dar nu putea să mă anunțe cineva dacă nu avea o cheie, să trimitem pe cineva cu o cheie. De ce să-mi rupă? Păi cine a fost? Sună cu un băiat. Băiatul ăla îmi zice, dom'le, am fost cineva de la Bacău, te-a întrebat-o pe doamna de la casă. Doamna, eu nu știu că am fost ăștia de la Bacău. El zice, dar nu că ăla îmi spune de față cu toată lumea, și prin telefon vorbea că... A, nu, așa am găsit. Eu trec zilnic pe lângă ăla și văd, dacă erați bani. Mă, nu, ce să, bă, la eu, băiat, mă, nu, trag eu de el să-mi pătească capacul. Nu am dovadă că el l-a rupt. El spune că a fost cu cineva de la Bacău. Cineva l-a rupt. Știi ce era interesant? Dar ideea este așa, interesant de la... Vă spune după aia vedeți dumneavoastră atunci ce probleme dacă vă... Păi nu m-am mai uitat înăuntru să văd dacă e spart. Bănuiesc că nu e spart, că ar fi chiar culme. Așa. Dar până acum îi trimiteam poze la casierie. Acolo făceam poză cu telefon și trimiteam ca să-mi facă facturile. Și acum au fost oameni să verifice dacă nu cumva să fraudează, probabil. N-au nimic împotrivă, dar trebuia ori te duci să-l desfaci frumos capacul, ori trebuia să ia legătura cu noi, cum mă sună pentru factură sau pentru contoarul de-a, putea să mă sune, domnul Mile, vreau să e cineva de la Bacu și trimiteam pe cineva, îi desfăcea frumos capacul, oamenii se duceau. Deci, părerea mea este că ar trebui să ne reluăm rețeaua înapoi. Putem discuta și cu asta. Luați-o ca un proiect de anvergură pentru viitor. Domnul consilier a cerut o formulă, că ea e exploatabil de exploatabil de anzeu. Necunoscut, dar e crapul. Sau ne oferă crapul mereu, ani de zile. Supuneți la vot. Haideți să punem la vot, discutăm la diverse mai multe, că cine? Deja nu ne mai... Cine mai discutat la diverse mai... La diverse, dar haideți la punctul ăsta, dacă e să fim mai lăsat. Dacă punctele... Da, corect. Supuneți la vot punctul 10. Nu, să punem la vot. Punctul 9. Punctul cu ăsta. Păi asta e punctul modificare și completarea HL 49 privind includerea inventarului. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 15 voturi pentru și 2 abțineri, domnul consilier Moise și domnul consilier Milea s-au abținut. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HL 49 pe 2019 a fost adoptat. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Dărmănești pentru anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform legii numărul 416-2001, Comisia Juridică și Comisia de Urbanism. Sigur, în fiecare an trebuie să dăm o hotărâre de Consiliu privind activitățile, planul de acțiuni și lucrările în interes local, care vor fi executate de beneficiarii legii 416. Acest proiect de hotărâre, această hotărâre va fi transmisă de la bancă. O aveți aici conform legii 416 și categoriile de acțiuni, măsuri întreprinse
cu beneficiarii de ajutor social. Am trecut în acest apel și responsabilii din partea UAT Curaj Dărmănești privind coordonarea și ducerea în deprimire cu beneficiarii de ajutor social al măsurilor întreprinse în prezentul proiect. Dacă aveți întrebări? Sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind planul de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Dărmănești pentru anul 2020 a fost adoptat. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de iarnă 2019-2020 în orașul Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, Comisia Buget Finanțe și Comisia de Urbanism. Domnule primar, aveți. Sigur, este un program operativ care vizează sezonul rece și cam fiecare an. Noi am luat toate măsurile pentru a asigura buna circulație pe drumurile publice în perioada de iarnă. Știți că noi asigurăm tot ce ține de componenta de dezăpezire în regie proprie, da? Și în anexa pe care noi am prezentat-o aici, aveți foarte clar utilajele de care dispunem noi. Ele sunt echipate cu tot ce ține de lame și sărărițe. Zonele în care acționează fiecare utilaj pe perioada de iarnă, la fiecare zonă am precizat și străzile pe care vor interveni aceste utilaje și, bineînțeles, responsabilul de zonă și de stradă până în detaliu. Vreau să vă spun că la acest moment avem un stoc de peste 1000 de tone de nisip, undeva 60 de tone de sare, stoc de combustibil 4-5 tone permanent și toate utilajele pe care le avem sunt în stare de perfectă de funcționare. Sperăm să nu avem probleme deosebite. Avem și puncte de depozitare pentru zonele mai sensibile și în pante și ce mai avem noi acolo vor fi montate imediat cum vremea se va înrăutăți niște puncte de depozitare în SIP, în așa fel încât și niște lăzi inscripționate cu material antiderapant, în așa fel încât dacă apare o problemă deosebită, cei care sunt în zona respectivă se poate să folosească aceste lăzi cu nisipul aferent în ele. Repet, dacă aveți întrebări deosebite, vă rog. După cum bine știți, legea 193 bine modernizat sau e un recap complex până la fața la e firesc ca pe noi să ne intereseze pentru că nu aparține acest lucru de oată de mare. Dacă ai, ce soluții prevedeți noastră pentru dezăpezire în iarna care este să vină? Deci tot ce ține de partea de drumul județene, știți că la drumul județene există un compartiment de dezăpezire ca la, de altfel și la drumuri naționale. Părțile de drum județean care sunt în intravilan și predate prin protocol UAT, oraș Dărmănești sau altul UANTES, sunt dezăpezite de UAT. Cele care sunt în afara protocolului respectiv cad în sarcina serviciului județean de drum. Și cu siguranță la coada lacului, cred că vor veni cei de la drumul județean. Vreau să vă spun că și în anii anterior, noi am trimis acolo la solicitarea cetățenilor sau chiar a celor de la mănăstirea de acolo din zonă, am trimis utilajele, dar nu putem să ne angrenăm într-un serviciu ăsta de dezăpezirea drumului județean de J123 în afara arealului nostru, pentru că sunt niște posturi fantastice. Vreau să vă spun că numai panta aia de la motel, dacă stai să dai cu nisip și cu sare și cu combustibil, sunt niște posturi pe care noi nu le defruntează nimeni. Da? Și atunci ne axăm, așa cum am spus, pe zonele și pe drumurile din intravilanul localității pe care suntem obligați să le întreținem. Iar serviciul județean de drumuri, care sigur are resurse alocate de la Consiliul Județean pentru a face treaba asta, trebuie să-și facă treaba în zona respectivă. Nu ar fi bine să-i sensibilizăm noi din timp, pentru că acolo totuși sunt cetățeni care locuiesc din orașul Dărmănești, sunt firme care materialele noastre bine exploatare tot din Dărmănești, da. Plătesc taxe la în fiecare an noi le-am transmis câte o adresă și le putem transmite și în acest an, legat de
obligațiile pe care le au în zona respectivă. Da? Deci, fără niciun fel de probleme, de la hotel, n-am decât să-și descongestioneze drumul de... Da? Pentru că e o sarcină, e obligația lor. Sper să-și o ducă la bun. Mai sunt întrebări? Da, domnul Petre. În blocul prevăzut de 3 lăsi în sectorul în bancă, deci trebuie 4. Mai trebuie una la pod, în curba acolo, nu mai ajuns o zile de deci noi am prevăzut la niște lăzi în programul ăsta, da, și trebuie văzut unde ca să le punem și să fie utile. Dar unde e cazul, le punem fără niciun fel de probleme, da? Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de iarnă a fost adoptat. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANL situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică. Aveți cuvântul. În fiecare an, după cum bine știți, noi am, în anii anterior, am dat am aprobat 3 hotărâri de Consiliu care reglementează lista de priorități și repartițiile locuințelor ANL. Spuneam noi atunci că în fiecare an, în luna octombrie, vom reactualiza aceste hotărâri de Consiliu privind contractele de ANL cu primăria și mă refer aici la lista de prioritate și la repartiție pentru a putea, eu știu, reprospăta beneficiarii de locuințe ANL. La primul proiect de hotărâre aveți lista de prioritate și aici comisia care se ocupă de treaba asta este o comisie nominalizată prin hotărârea Consiliului, a analizat și a propus, sigur, cele 36 de locuințe, de imobile, locatarilor pe care dumneavoastră îi vedeți. Dacă aveți întrebări, deci în proiectele de hotărâre, atunci în hotărârile pe care noi le-am luat, am spus foarte clar cine, cum are dreptul, cum se încadrează. Ce ne-a interesat în mod deosebit a fost ca fiecare beneficiar de locuințe să-și achite datoriile, pentru că în anii anteriori am înregistrat acolo debite serioase, nu și-au plătit utilitățile, nu și-au plătit, eu știu, chirie ce au avut ei acolo și au creat disconfort celor buni platnici. Au ajuns și în situația de ales de a fi tăiate utilitățile, gazul și ce am mai avut de acolo. Ținând în fiecare an din scurt lucrul ăsta, încercăm să evităm. Să știți că n-am reușit în totalitate să găsim cele mai bune soluții în sensul de a nu registra datorii, dar cel puțin la momentul în care vine de contul și mă refer la luna octombrie, fiecare din cei care sunt beneficiari acolo trebuie să aibă datoriile aduse la zi. Altfel nu mai beneficiază de listă. Probleme deosebite nu sunt, dar în momentul ăsta... Vă rog. Referitor, dacă se ține cont, dacă n-a plătit prima lună sau a doua lună, a treia lună, da. Deci în regulamentul pe care l-am aprobat, e foarte clar că la 3 luni consecutiv neachitat ceau acolo, sunt dați afară. Știți că n-am făcut lucrul ăsta, dar eu sper să nu ajungem în situația. Deși au fost câteva situații care 3 luni consecutiv nu și-au achitat utilități și au putut acolo, eu sper să înțeleagă cei care sunt beneficiați, pentru că nu e corect față de ceilalți care sunt puntuali. Supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Cotpa s-a abținut, proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartiției locuințelor ANL a fost adoptat. Trecem la punctul 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Avizează în Comisia Juridică. Domnule primar, aveți... Da, este un proiect de hotărâre în strânsă corelație cu proiectul prezentat anterior. Dacă în proiectul anterior vorbeam de lista de priorități, acum vorbim de repartizarea acestor locuințe și, așa cum spuneam noi, la
Articolul 1, începând cu data de 1.11, se aprobă repartizarea locuințelor conform anexei. Dacă sunt întrebări, vă rog, deci este identic cu ce a fost în proiectul. Sunt întrebări? Domnul Balaș. Domnul Balaș. În ședința din noiembrie avem și noi consilieri o situație a celor care cum au achitat și cum n-au achitat. Noi votăm acum în faceți și nu știm care e bun și care e rău. Da, de obicei cei răi nu au mai beneficiat în momentul ăsta. Nu, dar sper să avem o listă. Legat de sumele pe care le-au tot timpul. Da. Mai sunt întrebări? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor ANL a fost adoptat. Și trecem la punctul 14, proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinația cabinet medical în cadrul Centrului Medical Dărmăneasca, situat în strada Calea Trotușului numărul 181, aparținând domeniului public al OAT Oraș Dărmănești. Avizează Comisia Juridică, Finanțe și Urbanism. Este vorba de un spațiu pe care noi nu l-am închiriat la Centrul Medical Dărmănești în luna iulie, pare mi se, deoarece nu erau finalizate toate documentele doamnei doctor. Este vorba de un medic gastroenterolog, da, zic bine. E un mare plus pentru Centrul Medical de la Dărmănești, pentru că încă un specialist vine să deschidă acolo cabinet medical și sigur că cei care au probleme specifice din orașul Dărmănești și nu numai vor putea beneficia de asistență de specialitate medicală. Spațiul are 22,34 metri, o suprafață utilă de 20 de metri pătrați. Sigur, am mai avut multe solicitări, dar nu mai avem spațiu. Dacă sunt întrebări, vă rog, supuneți la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinația cabinet medical a fost adoptat. Mergem la punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 14 locuri de teren aparținând domeniului privat, aluat oraș Dărmănești, zona rafinăriei, blocurile 1 și 1 bis, în vederea construirii de garaje. Avizează Comisia Juridică, Finanțe și Urbanism. Domnule primar, aveți da. După cum bine știți, noi am accesat fonduri europene pentru abilitarea blocurilor din orașul Dărmănești. Toate blocurile sunt supuse unui program de reabilitare, acoperiș, termosistem, tâmplărie, subsol și așa mai departe. Sigur că am luat în calcul și reabilitarea zonelor adiacente blocurilor și facem referire aici la blocul 1 și 1 bis din zona rafinăriei. Există un proiect de reabilitare pentru care am și dat ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare în fața blocurilor și vorbim de parcări longitudinale, trotuare, căi, acces și așa mai departe, dar proiectul de hotărâre la care facem acum vorbire se referă la terenul din spatele blocului 1 și 1 bis, zonă în care în mod abuziv au fost construite în decursul anilor mai multe anexe gospodărești care aveau diverse destinații, de la garaje, spații de depozitare, cotețe pentru diverse animale și așa mai departe. Repet, în mod abuziv, pentru că terenul respectiv nu era concesionat de către solicitanți și mai mult decât atât, acolo în decursul anilor s-au dezvoltat mai multe, aș putea spune, construcții, clădiri, cotețe care nu dădeau bine pentru spațiul respectiv. Am avut discuție cu locatarii, cu așa zis și beneficiarea acestor construcții ilegale și în mare parte suntem într-un proces de demolare a acestor anexe gospodărești și sigur că, așa cum aveți dumneavoastră în planul anexat, noi propunem o baterie de 16 garaje de care vor beneficia cu prioritate cetățenii din blocul 1 și 1 bis. Și în condițiile în care nu vor fi solicitări, dar sunt solicitări din datele pe care le avem, noi pot participa și alți cetățeni de la blocurile învecinate. Prioritate au, repet,
cetățenii din blocul 1 și 1 bis. Sunt 14 loturi scoase la licitație. Un lot are 24 de metri pătrați. Destinația este în vederea amplasării de garaje și nu alte construcții acolo, nu ferme de animale sau alte cele. După ce va fi aprobat acest proiect de hotărâre, imediat vom scoate la licitație în condițiile caietului de sarcini și ce am aprobat noi aici. Am venit și cu o propunere de construcție, adică cum va arăta acele garaje. Sigur că noi ne-am consultat și cu specialiștii de la ISU, pentru că, repet, exista un risc serios de incendii în zona respectivă. Foarte mulți aveau tot felul de improvizații acolo și chiar au mai luat și foc unele anexe. În sensul de a pune la, de a propune un proiect care constă în ziduri de beton, de cărămidă, de BCA, uși metalice și acoperiș din tablă într-o singură apă. Deci un model de, construcție, în așa fel încât să fie și plăcute ochiului și utile cetățenilor. Da? Deci toți cei care au făcut cerere de solicitare vor fi anunțați când are loc licitația. Licitația este o licitație publică cu câștigare și imediat după ce se va judeca loturile respective, vom încheia contracte de concesiune cu respectivii beneficiari și, sigur, pot trece la construirea de garaj. Dacă aveți întrebări, vă rog. Domnul, care mai este situația juridică a parcului din fața blocului B1? Deci, eu aș vrea să faceți trimitere la proiectul de hotărâre. Dacă vorbim de altceva, la diverse. Nu. Vorbim la diverse. Deci parcul, am mai repetat și... Parcul nu are treabă cu amenajarea blocurilor și cu terenul din zonă. Este, așa după cum bine știți și cred că repet a 15-a oară, este în proprietate privată a unui cetățean din Cașin și... Da, și ăsta este proprietar și mai mult decât atât, nu avem ce discuta de aici. Mai sunt întrebări? Să punem la voi cine este pe el? Domnul Despa. Blocul numărul 2, în capătul ce este strada Chimiei, va fi un parc sau ce? Da. Deci în planul de amplasament, ați văzut că noi am prevăzut acolo un parc, un spațiu de joacă pentru copii aferent blocurilor respective și repet, s-a și dat ordin de începere, sper, dacă vremea ne permite, până la sfârșitul anului, proiectul ăsta să fie realizat. Vedeți că sunt acolo parcări longitudinale și la blocul 2, și la 1 bis, și la 1. Am prevăzut acolo zona din, dintre blocul 1 și parc, sens unic, da? Foarte bine. Spatele garajului. De acolo mai apare un drum extraordinar de bine, ați gândit acolo și cu parcările și... Și zona unde a fost la unul bis, unde a fost containerele, am mutat containerele de acolo și vedeți că este încă o parcare, deci am creat spații de parcare. Patru mașini. Da, și parcările longitudinale. Deci, cu siguranță, va fi total schimbat. E foarte bine. Și se schimbă imaginea și locul arată frumos, iar pe da. Mai sunt întrebări? Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 14 loturi de teren a fost adoptat. Trecem la punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice de domeniul public sau privat al orașului Dărmănești. Avizează Comisia Juridică și Urbane. Domnul primar, aveți. Da. Este vorba de un regulament care are în spate mai multe legi privind comunicațiile electronice și mă refer aici la UE 111/2011, legea 50, vorbim de legea 159, de 154. Ce spun aceste legi? Că furnizorii de comunicații electronice trebuie să aibă acces pe domeniul privat sau pe domeniul public al UAT-ului, pentru că, în final, ei sunt niște furnizori de servicii publice. Și ne referim aici la rețele de, eu știu, telefonie mobilă, indiferent de care ar fi ele. Sigur că legiuitorul a stipulat prin lege
accesul, cum se face accesul pe domeniul public sau pe domeniul privat al oamenilor, în așa fel încât amplasarea acelor relee să asigure acoperire de semnal pentru beneficiari. În acest regulament, noi venim și, sigur, ținând cont de legislația în vigoare, venim și stabilim clar ce trebuie făcut, unde, cum se aprobă construirea și exercitarea dreptului de acces de către furnizorii de rețele, care este contractul cadru privind dreptul de acces pe domeniul public. Venim să reglementăm exact tot ceea ce prevede legea, inclusiv tarifele pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicație electronice. Să știți că au venit la noi cetățeni de pe raza orașului Bermănești care au terenuri proprietate privată pe care acești furnizori de telefonie, de comunicație electronice au solicitat să amplaseze un releu acolo și săracii chiar ne-au întrebat, domnule, aveți un regulament, spuneți-mi cât ar costa, cum ar trebui, ce ar trebui eu să fac, ce drepturi am eu, ce drepturi are acest furnizor de rețele de comunicație electronice. Și acest regulament vine cumva să acopere acel, prin hotărârea de Consiliu, acel gol pe care noi îl aveam vis-a-vis de acest lucru. Sigur că avem și o solicitare și veți vedea în proiectul următor, că avem și o solicitare din partea acestor furnizori de rețele de comunicații electronice de a le pune la dispoziție un teren noi, din domeniul privat al primării. Dacă aveți întrebări, vă rog. Sunt întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind regulamentul referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public sau privat aluat de orașul Dărmănești a fost adoptat. Trecem la punctul 17, proiect de hotărâre privind aprobarea accesului furnizorului de comunicații electronice Orange, România S.A. pe domeniul privat al orașul Dărmănești. Avizează Comisia Juridică și Urbanism. Domnule primar, da. Dacă vorbeam la proiectul anterior de regulamentul privind accesul acestor furnizori, iată că suntem și în situația de a aproba exercitarea de către Orange România în cazul de față, furnizor de rețele publice de comunicare, a dreptului de acces asupra unei suprafețe de 100 de metri pătrați. Au venit, au făcut o analiză în Dărmănești și prin adresa 19 din 2019, da, au solicitat în temeiul legii 159 pe care am invocat-o mai devreme să le punem la dispoziție un teren pe care dumneavoastră vor amplasa un releu de telecomunicații. Da? Acest punct este situat în extravilanul orașului Bermănești, zona intrare Plopu, adică din DNE când intrăm, înainte de a intra sub pod la Plopu, pe partea dreaptă, este, ați văzut că am concesionat o bucată de teren acolo unei persoane juridice care are acolo un depozit ce are, undeva în zona respectivă, la limita cu proprietățile private, va fi pus la dispoziție un teren de 10 pe 10, unde va, nu știu, vor construi ce vor face acolo, ce lulă, ce avea acolo. Da? Sigur că noi am solicitat aici și un tarif lunar, reprezentând contravaloarea dreptului de acces pe domeniul privat al orașului Dărmănești, în cuantum de 50 de euro pe lună. Deci pentru cei 100 de metri pătrați, noi vom încasa un tarif lunar de 50 de euro pe lună la cursul BNR și așa mai departe. Dacă aveți întrebări? Sunt întrebări, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea accesului furnizorului de comunicații electronice Orange pe domeniul privat aluat de orașul Dărmănești a fost adoptat. Da, mulțumesc pentru operativitatea de care ați dat dovadă. Vreau să trecem la diverse și la fel să fim foarte operativi și să vă adresați exact la subiectele care, da, să nu fie pe noi. Până domnul președinte face lista cu diversele, vreau să vă spun că două lucruri. În primul rând, proiectul de la Plopu de asfaltare este într-un stadiu destul de avansat. Aseară
în jur de ora 9:21 și ceva, am finalizat așternerea stratului de usură, da? Deci urmează, sper vremea să ne permită, urmează să facă rigole ce au dumnealor în proiect acolo, dar obiectivul principal de a așterne covorul de asfalt l-am îndeplinit. Al doilea lucru important și aici vreau să mă adresez cetățenilor, cred că începând de vineri sau cel târziu de luni vom demara un nou proiect de asfaltare și mă refer aici la strada energiei de la Biserica de Piatră la deal până la intersecție cu strada Rafinăriei. Vom asfalta strada Rafinăriei, deci pe lângă strada Energiei, strada Rafinăriei și strada Dumbravei. Deși am făcut solicitări în nenumărate rânduri către cetățeni pentru a-și face acordurile la canalizare, constat că nu toți au înțeles apelul nostru și măcar acum, în ultima apărit 100 de metri, cei care nu și-au făcut acordurile la canalizare și sunt vizați de aceste zone, să-și facă rapid acordurile, pentru că după așternerea covorului de asfalt, cu siguranță nu vor mai putea interveni la spargerea acelui asfalt și costurile sunt, cred că, de 5-6 ori mai mari decât până acum. Încă o dată, cei care n-au înțeles despre ce este vorba în proiectul de screening, să rugați să vină fie la primărie, da, fie la centru medical, în așa fel încât ținta noastră de 250 de persoane să fie atinsă într-un termen scurt, pentru că sunt relativ câteva puține zile pentru înscriere în programul respectiv și aș vrea chiar persoanele care au probleme și care au o situație mai grea din punct de vedere financiar să beneficieze. În rest, mulțumesc. Haideți să vedem pe diverse prioritățile de zi. Domnul Balaș. În afară de ce s-a discutat la ședință, avem anumite probleme de ridicat cu care ne confruntăm în fiecare zi în Bănești. A venit toamna, iar au venit toți crescătorii de animale cu vitele din munte în Bărmănești, în zona Bărmăneștiului. Drumul public e zilnic plin de animale, lăsate nesupravegheate. Deci nu. E poliție locală care ar trebui un pic să se implice în acest fenomen. Se distrug împrejmuirile cetățenilor în zona Sărătrușii și în alte zone, în Dărmânești peste tot, văd că e o circulație de asta haotică a animalelor domestice. Doamne, toți crezi și trăiesc din așa ceva, dar să le păzească, să le îngrijească, nu le lăsă pe drumurile publice. Asta ar fi un punct. Al doilea punct, la grădinița de la Sărătrușii, împrejmuirea aia, dacă se poate face ceva cu toamna asta, dacă nu prindem în bugetul de anul 2020, sunt 30 de copii acolo. Ar trebui să facem niște lucrări acolo la grădinițe de modernizare a acelei grădinițe. Sunt copii acolo, e fundat să nu reabilităm acea construcție. În zona Brătulești, drumul ăla, iar drumul asfaltat de la Brâul Togar la intersecția cu Tomcu, e loc de joacă pentru comunitatea de rol. Nu se poate așa ceva. În fiecare zi, nu zicem, doamne, odată, dar permanent, dacă se merge acolo, e loc de joacă. Pe un drum public știu că nu e loc de joacă. Se pot întâmpla accidente, știți, și în urma accidentelor intervin alte lucruri. Deci tot poliția locală, poliția să se ia măsuri în acea zonă. Nu cerem acum, cred că prea multe lucruri. Pot să vă răspund? Da. Da. Legat de animalele pe stradă, vreau să vă spun că zilnic se dau, sau la 2-3 zile se dau amenzi. În zona Sărătrug este o regulă și mă adresez aici cetățenilor din zona Sărătrug, pentru că zilnic acolo cai și mai nou și vacile sunt pe stradă. Sunt foarte mulți cetățeni care nu însoțesc aceste animale, nu știu, le aduc de la grădini, de unde le duc, și sunt libere pe stradă. Au fost și accidente și nu numai. Deci fac un apel, pentru că de fiecare dată când aceste animale sunt luate de poliția locală, în cor vin și plâng la primărie că n-au bani să-și plătească amenziile. Dar de fiecare dată promit că vor supraveghează, că e ultima dată că supraveghează acele animale și
Sigur că nu se întâmplă. Soluția noastră este constrângerea, pentru că altceva nu avem cum. La 10 polițiști nu avem cum să acoperim 100.000 de probleme și mai mult decât atât să mai și păstrim animalele bune. Da? Deci, la, ați văzut că sunt priorități, sunt copiii la școală, mai ales în zona Brătulești, zilnic au acolo treceri. Pe partea de carosabil în zona Brătulești, mereu avem discuții acolo cu cetățenii de etnie romă pentru a își ține copiii în zona, e pericol, un copil, e copil, nu știe, se joacă, se ce face la... Nu știu dacă un gard, dar cred că e educație. Cred că e educație din partea fiecărui. La Sălătruc, la grădiniță, noi am prevăzut, eu sper ca până la sfârșitul anului, dar să reușim să facem un gard de împrejmuire acolo. S-a mai solicitat lucrul ăsta, nu este într-un stadiu chiar așa de degradare, am spus și data trecută, dar vom face un gard. Vreau să vă spun că la momentul de față, cu toate resursele umane pe care le avem, se lucrează pe proiecte și avem multe proiecte în care sunt angajați, în funcție de cum ne degrebăm de aceste proiecte, ne vom axa așa. Poate pentru 2020, acolo nu am niciun spațiu, nu e joacă. Deci, deci sunt copii, deci chiar sunt copii. Deci, luăm în analiză, știți că eu am spus că încercăm să facem cât mai multe spații de locuri de joacă, da? Anul ăsta, sper că la sfârșitul anului, cel din zona Rahnerii, să fie al treilea parc de joacă pe care noi l-am făcut cu copii. Am plecat de la zero și sunt trei. Sper să mai reușim să mai facem lucrurile, așa chiar încât să rezolvă problema. Alte probleme. La cererea părinților care sunt copiii în ăsta, am un tabel cu părinții care cer un spațiu foarte mic în grădiniță. Da. Deci n-au unii să juca, apar nu mai vorbesc, n-au spațiu, au niște cioate de parc, dar nu se joacă pe ele. Dar eu l-am de făcut de împrejmuit. Eu să fac un nevoie să fac tabelul și îl las solicitarea la dumneavoastră. Să deci vedem exact ce putem. Da. Deci, iar ne întoarcem la ideea de bani și ați văzut, cred că e mai prioritar, eu știu, grădinița decât transportul profesorilor. Banii aia sunt. Vedem ce... Până la urmă, dumneavoastră aprobați de ce cheltuim noi bani. Dacă sunt resurse financiare, facem cu siguranță. Dar acolo se poate face, domn primar, zidul din interior, se poate mări grădinița în interior. Da, se poate face orice. Dacă reușim să-mi spune și de unde luăm banii, cu siguranță ne apucăm mâine. Exact. Fără niciun lucru. Anul viitor, dacă nu. Viitor, vedem ce proiect avem și cu siguranță eu nu zic nu. Da? Fără probleme. Sunt, da. Sunt total de acord, dar trebuie să găsim și resursa financiară și ne apucăm și facem orice. Da. Dacă mai sunt probleme? Domnul Desma. Domnule primar, aș dori că am avut în ședință de Consiliu, doamna economist, notariu, șefa primăriei, să prezinte o situație, să ne prezinte o situație cu sumele de falcate, sumele aprobate la echipa de fotbal. O să vă spun în privat despre ce e vorba. Deci cu sumele care au fost prezinte pentru echipa de fotbal. Deci eu știu că doamna contabil șef a decontat cheltuielile în cursul anului 2019. Știu, mă interesează, cumulat. Ce a plecat aceste sume? Care este valoarea? Oricând poți să vii mâine la doamna și toate. Să ajutați să mână luna viitoare. Dar nu, că am un timp. Mai departe, legat tot de echipa de fotbal. Noi am venit la acea sponsorizare de la Internaționale Milano. Din păcate, lumea nu știe, sau nu știe toate mamele fotbaliștilor care este temperatura la care trebuie spălat acel echipament, s-a cam dus, s-a asfixiat și, din păcate, nu vă ieți sincer și singur un pic dezbăgați. Propunerea mea, pentru că suntem sponsorii principali acestei echipe, să facem o rând de echipament cu sigla sponsorului principal. Așa ar fi fiere și toate echipele care vin la noi, că am scrie Consiliul Local Căiuț. Deci ar fi bine, prindem un bugetul pe 2020 ăsta și să avem și o dimensiune a cheltuielor. Adică să știm exact la asta că s-ar putea să se rupă echipamentul înaintea. Păi, mai poate. Așa. Dar un lucru care este absolut necesar la stadion este o mașină de spălat.
chiar vorbeam cu Ionica și mă văd că îi iau echipamentul, îl spăl eu, să nu-l mai dau acasă. Îl spăl, mi-l las în, vestiar și dacă vreau își iau gânele mai la veci. Nu înțeleg de ce zâmbiți sau de ce vedeți. Da, dacă aduci o mașină de scolar, ne duci o femeie de serviciu. Da. Eu aș zice bine, să, da, da, eu aș zice să mai așteptăm un pic, pentru că la centrul medical care l-avem în execuție în curând, sunt niște dotări, inclusiv niște mașini profesionale de spălat rufe. Pentru beneficiarii, mă refer la beneficiarii din centrul de la medical de acolo. Și cred că putem spăla și fără niciun fel de problemă. Deci acolo, prin proiect, noi am prevăzut niște mașini mai performante, ca acele persoane vârstnice care nu își pot spăla acasă hainele, să le spele în acel centru pe cheltuiala noastră, da? Și cred că asta ar fi soluția cea mai ușoară. Măi, de echipa asta ne faci un pic mândri pe cei care sunt în treia. Cu siguranță. După au început mai greu. Eu sincer vă spun că au crescut mult profesional față de, nu? Au crescut profesional față de ce? Și acum au o problemă, vreau o problemă din cartierul în care lucrez. Plăzile Poiana și Nemira trebuie neapărat intrate în reparație. Sunt efectiv foarte. Da, ținem cont de faptul că bine, iar nu asta e două săptămâni. Nu e mult. Da. Una cu alta acumulată e vorba de 200-300 de metri din iar, nu mai mult. Neu. E vorba de la pe Poiana până la prima intersecție cu strada Tăiului și din cu acela pe Nemira aceeași strada. Am făcut o solicitare pentru încheierea unui greder. Să vedem dacă reușim să facem rost de un greder, pentru că nu reușim să găsim un greder. Ne-am achiziționat niște sol din ăla iar și dacă reușim pe vineri, avem o promisiune, suntem cum o fi vreme. Dacă reușim... Păi, e tot ce critic vă spune, dar n-ai ce să o folosești. E groapă lângă groapă. Da. Sperăm și acolo să reușim să punem în perioadă următoare asfalt și dacă punem asfalt, cu siguranță am scăpat. Domnul Roman? Nu vrea domnul Coronel. Domnul Petre. Domnul Petre. Spus că nu s-au făcut, dar mă caut să scriu la sezul meu cum am rezultat în probul. Să mulțumesc că domnul din primărie în domnul Dumar și consilierul local care ne-au votat și ne-au aprobat asfaltul care e foarte bun. Deci, una, sunt și probleme care încă trebuie de făcut, dar prin agențele noastre, nu mă vreau să mă mai repet. Am vrut să iau la punctul care trebuia apă potabilă. Am spus că undeva ați adâncit canalizarea și ați băgat apa cu punctul mai jos. Aprobă a repetat de 3 ore, de mai nu mai zic niciodată. Trebuie făcut până la pod, la pădurile acolo, până în sud, la cetățenii Mulțului. Apa de la Iulia Pădurezi, acolo la capitul asfaltului, până la deal. În gheață, în gheață, acolo trebuie să pun și să scoatem de tot pe aia. Păi, dar trebuie scoasă, că am spus de atât de ori, de două ori. Eu nu mai repet, am repetat, dar acum chiar nu mai zic nimic. Nu, eu sunt un om foarte recet. Îmi face spune repet, veniți într-o zi când aveți timp, veniți și stați un pic de vorbă cu doamna contabilă și spuneți, dumne, uite, primarul să fie de acord, dar hai să vedem de unde găsim și niște bănuți pentru tema asta și dacă reușiți să vreau să găsiți bănuții, cu siguranță eu reușesc să facă. Ca să nu promit eu niște lucruri pe care nu le putem acoperi. Deci totul e legat de bani. Dacă reușim, spuneam mai devreme, 40% s-a putut încasa bani. Dacă reușim să mai încasăm, cu siguranță. Către Borș, în Lungă, deci oamenii azi din Drăgiți au venit, erați eu la bataie cu ei, cu 3 oameni în centru, au vrut să ajuns poliția. Au zis că vina este a mea pentru că nu vă spun dumneavoastră să le faceți pe lungă aia drumul ăla, din niște găuri, vărți foarte mari, din ușoala iară. Nu știu directoarea, deci nu vrea să aducă conștiință, mă arăt și un delegat am acolo, la școală mai jos. Dar, vă spun, puneți sori, nu mai puneți balasul de drotuși, pentru că mărul ăla iar îl puneți acolo, iar îți face balasul. Și vreau să vă spun că noi nu-ți găuri mult, că-ți mă trebuie. Noi sort am pus, da? Deci n-am pus balas de pe drotuși, sort am pus, da? Da. Și, repet, anul ăsta la Plopu, am făcut investiția asta destul de majoră, vedeți că sunt și în alte zone. Dacă ar fi orașul Bernonești format doar dintr-un singur cartier, cred că... N-am spus tot drumul, am spus niște găuri în plude cu sori de vedere. În limita posibilităților le facem. Dar dacă nu am spus, dar uitați și ele dintre oameni de 3 ani. Lăsați-o la noi niciun fel de probleme. Nu se mai dați seama să vă domnici.
Dânsul nu s-a ocupat de treaba aceasta cu locurile și drumurile primarului. Primarul nu are răspunde. Poate domnul nici nu știu. Alte probleme. În centru, la mine acolo, cu strada și de Alexia, trebuie un bec la vecheță acolo, că nu se vede acolo nici nu e niciun bec. Da, eu știu că am schimbat lămpile acolo. Nu este, nu merge cu becul sau cu ceva. E arsă lampa sau ce? Da. Deci vă rog să nu votați, domnul Bici, acolo nu fie secție. Eu știu că acolo sunt lămpuse și dacă s-a arsă, trimitem acolo, de ce? Nu, nu, nimic. Spuse și am votat. Nu, problem. Am asfaltat din ulița noastră de acolo, mi-a dus până în capăt. Nu știu, mă întâlnesc cu stratul al doilea. Am venit cu stratul al doilea ieri. Deci nu mai venim cu alt strat. Ieri am pus stratul al doilea. A spus. Bun, da. N-am fost. Da, vă spun că eu aseară la 10 am plecat de acolo și de asta. Prelungirea gazelor, deci n-am venit în anii în anterioare, am primit oamenii solicite prelungirea gazelor către mina Vermești. Deci sunt de la, de aici, de la capul de la Ilian, cum întreb acolo, este ultima legătură la capul Iliana. Și încolo, până la ieșire la ultima casă, deci oamenii solicite mulți acolo. N-am făcut mai multe solicitări de extindere a gazelor în zona asta, nu, dar vom face solicitări și pentru zona asta. Sperăm ca anul ăsta să încetăm extinderea efectiv în 5 pe 5 străzi și până la sfârșitul anului cred că cele 5 străzi care au fost demarate mai de mult procedurile să le rezolvăm și sigur avem și cartierul Josen și Triaș și nu mai acolo. Deși în coace de la către drumul meu, cum e asigurat să fie acolo, deși oamenii se dezene măcar până în curând. Acolo trebuie am să vă dau un tabel, pentru că o piesă la dosar este ca cetățenii să fie de acord să vă spun. Și o să vă dau un tabel să mergeți să vedeți, pentru că dacă am mai avut situații de genul ăsta, am avut solicitări și când ne-am dus prin cartiere să semneze oamenii, în loc de 300 de imobile, au semnat 50. Și trimițând această situație la delegat scris, mi s-a spus foarte clar că nu e economic. Deci cei care, da, eu o să vă dau și de astăzi, doamne, nu și-a dat, și dacă sunt semnături, mai sunt probleme. Doamna Nicodin. Doamna consiliere Nicodin. Mai avem ceva probleme? V-ați înscris. Mai am ceva. Ziceți. Cu sânii și pe ori prin asfaltul vechi. Deci trebuie promovat de acolo, în domeniul acolo. Ați văzut că am turnat sub pod, dar azi când ați venit la sânii. Da, da, a fost. Am turnat sub pod, acum chiar nu. Am văzut că a fost ajutat în vechiul ăsta, nu știu. Iar pe drumul ăla de politică, pune schimbăurile alea și balastă. Domnul consilier, personal, termin ședința și mă duc să spun. Domnul Gotfas. Acum mai sunt. Haideți. Nu facem un lucru. Să nu facem un lucru. Nu facem un lucru. Nu facem un lucru. Nu facem un lucru. Haideți să ne auzim că nu domnul. Vă rog, domnul Vasile. La zona, pe strada energiei, la podul Boiești acolo. Acolo putea fi cea mai proastă. Înțeles. Și urmă? Da. Zonă din tot orașul ăsta. Adică în condițiile de trafic care sunt aici, cu toate astea, nu știu, măcar niște noroi s-ar urmă. Să punem ceva, să facem. Știu că acea zonă a spus de atâtea ori că se va face din cei de la canalizare, din treaba lor, de ăsta, dar măcar să treacă o mașină încolo și să cadă ceva din ea, că nu o să mai dă. Părerea mea. Părerea noastră, ca inginer, vă spunem, nu o să punem noroi. Da? Știu, dar nici nu știu. Nu. Eu am înțeles asta, au fost cum s-o scris de glumă, dar credeți-mă că e cât trafic este pe strada energiei, deci nu vorbim de o uliță, nu vorbim de nimic altceva. Din strada energiei care e principală de Bănești, nu s-a făcut nimic. Tu ce? Până astea ați înțeles că eu am spus că am dat ordin de începere pentru a turna asfaltul de strada energiei? Da, de la biserica, de la biserica, de la biserica de piatră în sus. Da, deocamdată. Păi nu acolo. Ăsta e ciorica. Nu, 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 podul Boiești. De la podul Boiești, da, băi, vorbeau în cadă. Exact cum ieși bucația de la biserica Monument, imediat acolo. Este și exact acolo. Mi-au mai zis și alte persoane care stau în că a fost doar un pic la mișto și pe Facebook. Au făcut o capră de lemn și a scris turnul Eiffel în Dărmănești. Unde este acel cămin? Când o să vă ceți la deapă, veți vedea că e schimbat. La cămin nu mă refer, deci e vorba de un cămin, am înțeles asta. Zona schimbat. Aia este... Zona aia cu siguranță trebuie asfaltată, ca și multe multe zone care... Nu, dar nu... Da, vreau să zic, adică... Raportat la... Cât trafic este, aia este o prioritate din punct de vedere, v-am zis. Și ce ar trebui făcut acum? Plumbat.
ne mai ajută cei de la canalizare. Eu am înțeles că este responsabilitatea lor. Să vedem ce e. Acolo trebuie donat asfalt. Asfalt, covor, nu. Londe și nu. Care sunt niște lucruri soluția nu, de nu așa de la deci turnăm, venim de la, cum ați spus, venim de la intersecție cu rafinerii la Vale, tu asfalt, vedem. Da, acolo, aproximativ e sens unic. Deci de 50-100 de metri e aproximativ sens unic. Dacă o să vină și să poată, o să-și condiții, o să fie destul de rău. Nu vorbesc de cei care stau acolo lângă și nu mai este șans, nu mai este absolut nimic și toată apa le intră când vine de pe de către șteșarului de nevoiește, le intră în curți. Da? Eu cum am putut, dacă mi-am luat asta aici. Alte, dacă mai sunt așa. Mai este cineva? Vă mulțumim pentru participare. Mulțumesc, o zi bună.